Sătul de retorică, eu vreau mai mult acțiune. Iată-mă înspre starea de mulțumire. Mă bucur când vă văd mulțumit. Da, absolut. Ce altceva vă mai mulțumește? Mă mulțumește faptul că am mai făcut astăzi Codrud Coveș și am mai făcut o cercare de recuzare a doamnei Florea. Da, și și-a luat-o fix în... Da, n-am mai avut răbdare acum. Pe asta n-am mai avut răbdare să mai detaliez. Și dacă Orvile Secrânț a invocat comunicatul, spunând că i s-a încălcat... E tare și am înțeles că s-a respins și asta. Ea care dea comunicate cu oamenii. Da, da, exact. În timpul anchetei la DNA de a comunicată. Și remarc două lucruri. Asta are totuși un tumpeu, ceva ce eu n-am văzut nici la Băsescu. Băsescu a fost profesorul ei. El a format-o și el a instruit-o și el a creat-o. Da, depășește profesorul la un moment dat. Da, în tupeu e pe acolo. Da. Bun, deci, revenind. Deci, doamna Coveș a mai făcut o încercare de revocare a doamnei, de recuzare, a doamnei Florea. Că mereu zic revocare, când de fapt e recuzare. Bun. Da. N-a mers. Două lucruri sunt clare. Unul pentru mine, unul pentru hashtag. Ăla pentru mine este așa. Coveșii este absolut disperată, dar disperată să nu ajungă în fața unei instanțe. Deci ar face orice să nu ajungă în fața unei instanțe, în sensul că este frică de justiție. Se ferește de justiție, nu vrea să ajungă în fața justiției. Vrea cu tehnicalități, cu recuză, păi dacă ea se știe nevinovată... Cu fente, cu harnel, cu chitibușuri... Probează-ți nevinovăția în fața judecătorilor. Da, nu era așa? Exact. Da. No. Acum aveți doamna Coveș și disperată să nu cumva să fie trimisă judecată. Este un lucru minunat. Faptul că e disperat e un lucru minunat. După aia, acum, deci asta mi-a fost mie clar că e disperată și că ar face orice să n-ajungă în fața unor alte instanțe, oricare ar fi. Pentru hashtag, asta cu recuzaria, dacă e cu hashtag, e cu recuzaria, nu mai e recuzarea, e recuzaria. Da. Dragnea nu vrea recuzaria. E clar că asta e pentru hashtag, e asta, înțeles sigur. Deci Dragnea nu vrea recuzaria. Și atunci, iată, vezi câte lucruri clare sunt pentru... Sunt foarte amuzat de titlurile de propagandă pentru hashtag-ul aruncător de ketchup. Ai văzut că ei mai nu aruncă, știi, cu ketchup. Că e foarte folositor în viață să dai cu ketchup pe pereți. E wow!